Vine băiatul! Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Da, tati, am venit pregătit. Păi cum altfel, domnule Vosganian? Mai bine să fim pregătiți decât să nu fim pregătiți, cum spune domnul Iohannis. Le-am terorizat pe găinile mele tot weekendul. Le-am zis, dacă n-am un carton de ouă o luni la prima oră când plec la emisiune, ați pus-o. Vreo două, trei au dus greul. Celorlalte le-am zis azi dimineață. Ciorbă, Ciulama, Ostropel, echipa națională de fotbal a României. Păi da, performanță, frate! Aoleu, mamă, ce-am făcut? Asta e deja evazi. 30 de ouă am spart. Să vină DNA-ul, domnul Vosganian, nu-i așa? Să-mi aduceți alte ouă, mă ocup și de domnul Vosganian mai încolo. Până atunci, hai că avem treabă în seara asta. Ia uite, a venit NATO pe la noi în vizită. Am primit-o și noi, cum am putut acolo, cu pâine, cu sare și cu 20 de miliarde de euro pentru armament. A întins cu pâinea în banii ăia, să vezi ce a mai mâncat. Oh, i-a plăcut, cum să nu? Țara dumneavoastră are o contribuție extraordinară aici în Europa și ați ajutat să proiectăm stabilitatea în zonă și în sud și în est, ajutând Ucraina, ajutând Georgia, dar și luptând cu terorismul în sudul Alianței, prin prezența dumneavoastră în Afganistan și în Irak, dar de asemenea și ajutând la stabilitatea Balcanilor de Vest. E, na, suntem buni, a? Hai, șefule, lasă vrăjeala. Că dacă nu vă dădeam bani pentru niște contracte babane, eram niște fomiști împuțiți. A se slăbi cu ane. Doamne, și nimic mai plictisitor decât să-i auzi pe Iohannis, Dragnea și Tăricianu vorbind de politica externă. Oamenii sunt enciclopedii de locuri comune. Dar știți ce? Haideți să vă fac din nou capul mare cu educația și sănătatea. Oh, da, de fiecare dată când aduci vorba de banii dați pe armament și banii pentru educație, apar tot felul de specialiști care spun: da, gata, băi, populiștilor, habar n-aveți pe ce lume trăiți. Am convenit în comun cu liderii tuturor partidelor politice acordul pentru creșterea alocării de resurse bugetare pentru sectorul de apărare la 2% din produsul intern brut pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. 2% din PIB reprezintă doar minimul ce trebuie alocat pentru apărare în următorii 10 ani. Acordul politic de alocare a 2% din produsul intern brut pentru apărare, asumat la începutul anului 2015 de către partidele politice. E, tocmai aici e șmecheria. Vedeți, mă, ce consens frumos, ce concordie, cum ar spune Ion Iliescu. Îi vedeți pe acești hândrălăi ce pace au făcut între ei, cât de bine se înțeleg în problema asta a înarmării. Prin Polonia, prin Ungaria, pe la alții, mai sunt niște unii care fac gură, care zic că ar trebui făcut și altfel. La noi, nu. O sărbătoare și un consens dezdau lacrimile. Și e foarte bine că e așa, e foarte bine, da? E foarte bine, ca să nu mai au tot felul de luminați urlând la mine: și ce vrei, băi, maimuțoiule, să ieșim din NATO? Asta vrei tu, să ieșim din NATO? Nu, domnule, vreau să ieși dumneata din prostie, dacă se poate. Dacă nu, stai acolo. În tot cazul, oameni deștepți, bă, nu proști ca voi. E, dar de ce nu vedem acest consens, această uniune națională când e vorba de educație sau de sănătate? A, că nu sunt unii ca NATO? Că nu e unul ca Trump să-l cheme la Casa Albă și să-i zică lui Iohăniță: auzi, lungilă, de mâine 2%, da? Hai, cioc un mic și joc de glezne. Te scot prin grădină, te mângâi, ne fac poze jurnaliștii. O să dai bine la fraierii ai tăi, la români. Mai ai un mandat fluierând, fluierând, auzi? Știi să fluieri, Iohăniță? Ia fluieră. Zzz, fluieră, mă. Zzz, nu poți, a? E bun, și așa, se pune. Am convingerea însă că proiectul România Educată va reuși să furnizeze o abordare integratoare, complexă și coerentă, care să trateze rădăcina problemelor din sistem. Vă dați seama ce simplu ar fi dacă ar exista un NATO al educației, un NATO pe învățământ? Ar ordona americanul și, pac, românul s-ar executa. Am cumpărat, în loc de avioane, școli.
Revenind la arme, cum ziceam? Consens. Ce ușor s-a făcut consensul, ce repede s-a votat în CSAT, ce s-a executat Parlamentul, 2% din PIB, cum să nu șeful, acum imediat să poate. Șeful, am umor în servietă. Mă gândeam acum după masă, pică bine ca desert. Și digestiv, se cere la organism. A, și încă ceva. Ăștia care vă scandalizați cu iar încep ăștia cu educația și cu sănătatea, e ca și cum ai zice: a, frate, iar le e foame românilor? N-au văzut că nu le dăm nimic? De ce naiba le mai e foame? Deci, inteligenților, dacă spitalele omoară oameni, să știți că o vor tot face până când vor fi modernizate. Dacă școala scoate analfabeți funcțional, asta va face dacă nu schimbăm ceva. Chestiile astea nu se vor opri doar așa, pentru că v-ați sătura voi de subiect. Mă scuzați că m-am încins așa de la început, dar aveam nevoie. E atât de frig aici la noi la TVR, mi-a intrat în oase de azi dimineață. Bine ați venit la Starea Nației! Uf!